Uniunea Europeană a anunțat un sprijin financiar în valoare de 10 miliarde de euro pentru țările din Europa Centrală grav afectate de inundații, inclusiv România. Banii vor fi alocați din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene ca răspuns de urgență la distrugerile provocate de condițiile meteo extreme din ultima perioadă. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Uniunea Europeană va fi alături de cei care au nevoie, a declarat Ursula von der Leyen în cadrul unei conferințe de presă în Polonia, țară care a fost puternic afectată de inundații. There is the Solidarity Fund, which we can use to rebuild infrastructure. Este fondul de solidaritate pe care îl putem folosi pentru reabilitarea infrastructurii, drumuri, căi ferate, poduri. Dar credem că acest lucru nu este suficient atunci când vorbim despre dezastrul enorm provocat de aceste inundații. Așa că am discutat și vom face un pas important pentru a accesa fondurile de coeziune. Este nevoie de flexibilitate și viteză maximă. Suntem într-o situație extremă care cere măsuri extreme. La prima etapă putem mobiliza 10 miliarde de euro din fondurile de coeziune, anume pentru țările care au fost afectate de inundațiile severe. Cele mai grave inundații care au lovit Europa Centrală în cel puțin două decenii au provocat pagube extinse din România până în Polonia, ucigând cel puțin 24 de persoane, distrugând poduri, scufundând mașini și lăsând orașele acoperite de noroi și moloz. Inundațiile au fost cauzate de ploile torențiale care au început săptămâna trecută și au durat mai multe zile, provocând ieșirea din matca a râurilor în mai multe părți ale regiunii.